Acum ne certăm între noi, într-adevăr puțin sunt în cei care fac gălăgie, vorbesc să nu adormă, creează între noi disensiuni și asta face ca și ministru să nu mai înțeleagă absolut nimic din ce se întâmplă. Unul zice albă, altul neagră, nu-i mai ca altă dată să mergem toți într-o direcție. Sunt niște oameni, parcă anume puși, care creează discuții de fie, ne la locul lor de fiecare dată când ne întâlnim. Dacă ating o problemă, sau pe punctul de zi, o înțeleg. Dar pe urmă ei vorbesc ce le vine lor la gură, așa, și nu țin cont că vorbește altcineva. Mă rog, nu e neplăcut tare uh, să participi la o asemenea întâlnire. Și eu am făcut și fac în continuare apel. Să fim uniți. Ce bine era când eram uniți. Au fost perioade când nu era nicio subvenție, era mai greu de trăit dar parcă mai bine ne înțelegem atunci ca acum. Cred eu că scandalurile sunt din cauza banilor și fiecare acum dă cu presupusul cu tot felul de povești care nu și-au locul, nu sunt de bărbați, nu sunt de secolul în care trăim, dar asta e România lor actuală. Să înțeleg că ați ajuns ca în balada Miorița, cel muntean cu cel ungurean și... Chiar și... Mai și chiar mai rău decât atâta, respectăm poveștile de atunci, dar aș vrea o dată din tot sufletul să se termine poveștile astea, care nu și-au rostul și care nu duc la nimic bine. Profită cei cu care, să zic, ne luptăm în ghilimele, că nu ne luptăm cu ministrul. vrem ca împreună să facem ceva constructiv, nu vorba de scandal. Dar cred că nu poate face nimic când vede câtă dezbinare, nu mai știi de cine să asculte și până o să ajungă să ne cunoaștem cu toți și să vadă care e țelul nostru, va fi poate prea târziu.